familia ei. Munca e împletită cu bucuria de a trăi și veselia, care umple sufletul omului, știindu-și rostul pe pământ. Interpreta de muzică populară și ușoară, Oxana Stati, ieri a adus tuturor un cadou muzical cu ocazia Hramului Chișinăului. Oxana, te invit să te faci comod pe canapea și zic cu mare drag bună seara și bine ai venit în premieră în platoul emisiunii Noi și Lumea! Bună seara și bine v-am găsit, pentru că pentru mine este o premieră aici la Noi și Lumea. Da, și nu în zadar ai venit tu tot cu premieră. Așa e. Deci piesa Chișinău. Vreau detalii despre ea și cum am început povestea. Da, e o poveste frumoasă, într-adevăr, pentru mine, cel puțin. Vreau să încep cu începutul, să zic eu așa. Am fost surprinsă, plăcut, fiind telefonată de autoarea textului, doamna Elena Răileanu, la care dumnea ei, oferindu-mi această posibilitate ca să o interpretez, având deja și linia melodică, am acceptat cu mare drag și sigur că mi-am luat un angajament, o responsabilitate ca să o aduc publicului așa cum ar trebui să fie bine punctat, dar mai ales așa o melodie de suflet despre orașul Chișinău. Și vreau să menționez versurile doamna Elena Răileanu, muzica domnul Ion Istrati. Mulțumesc mult pe această cale. Da, și să știi că acest nume tot mai des se face auzit în platoul emisiunii noastre. Și Doamne ajută cu noi colaborări în continuare, fiindcă asta urmează cu această echipă frumoasă. Și vreau să menționez Sandu Gorgos, aranjamentul acesta minunat. Mulțumesc mult. Și toată munca în studioul domnul Sergiu Teacă. Da, nume puternice, zic eu. Echipă puternică, profesionistă. Da. Și evident că vreau să știu dacă urmează cumva să-i dai și o haină video sau nu. Sau da, desigur. Sigur că m-am gândit, doar că timpul a fost foarte puțin, pentru că are câteva zile melodia, cum zicem noi interpreții, abia scoase din cuptor. Da. Și desigur urmează și o haină frumoasă video, visul care urmează să-l realizez neapărat. Așa, ia să spui telespectatorilor noștri, tu de unde ești, de Baștină? De Baștină, din satul Drochia, raionul Drochia. Așa! Îmi salut cu mare drag toți drochienii mei, chiar dacă am cântat despre Chișinău, să știți că am primit multe mesaje de la Baștina mea. Despre Drochia, satul Drochia urmează? De ce nu urmează? Urmează, da. Vezi că se vor simți puțin trădați. Nu, deoarece le-am trezit sentimente chiar și locatarilor mei, fiindcă au ani de studenție aici în oraș și chiar sunt din cei care mi-au zis că chiar am plâns când am ascultat melodia. Deci, tu cu piesa proaspăt scoasă din cuptor, te-ai bucurat deja și de un feedback, ai reușit da, să te bucuri. Am reușit și încă urmează. Continuă. Și încă continuă, da. Așa, venim de la nord. Când și cum a fost prima ta tangență cu capitala, cu Chișinău? Undeva 8 ani în urmă, fiindcă atunci am venit eu cu traiul aici în Chișinău. Tu ai venit cu traiul, însă prima dată când ai pășit prima dată, în capitală. Da, vreau să zic în 2012, atunci când am imprimat primele mele melodii de muzică populară. Așa. Iată, atunci am făcut primul pas, să zic eu, pe scena mai, dar nu scena, dar începutul spre o carieră așa de succes care urmează. Pentru deci că este n-ai ajuns mult, la apogeu, da? Este încă mult de lucru, mult de muncă. Este muncă și iar muncă. Deci ai venit atunci, dacă ar fi să faci o comparație, cum îți amintești tu Chișinăul de atunci și cel prezent actual? Nu știu, aș zice că acum chiar este foarte aglomerat, cu mult mai aglomerat. Chiar și atunci era dificultate pentru mine cu transportul public, fiind dintr-un orășel mai micuț venită din Drochia. Acolo, practic, peste tot unde trebuia, pe jos, ți-ai făcut treburile înapoi acasă pe jos. Aici, în oraș, era un mod deja sănătos de viață, apropo. Da. Și aici, dacă te hotărăști așa, ca să continui modul sănătos de viață, doar că ajungi spre seară unde îți trebuiește. Cu siguranță. Da, ia să-mi zici, ieri ai sărbătorit? Am sărbătorit, dar să fiu sinceră, acasă.
acasă și am privit multe concerte la televizor. Deci fără mese festive, fără mulți oaspeți în casă, fără... Da, nu cu mare fără tam-tam. Puțină, puțină, în ghilimele, mizerie după aia. Nu cu mare, mare tam-tam, da. Dar da. Oricum am sărbătorit. Ai sărbătorit. Bine, acum evident că aș vrea să te întreb și despre muzica ușoară. De când tu ai început să cochetezi cu ea, că vorbeam noi înainte de emisiune, că este a doua piesă de muzică da. Ușoară lansată de tine. Și de ce ai hotărât să pășești și pe acest râm? Și, da. Vreau să zic că eu nu de acum cochetez cu muzica ușoară. Eu cu muzica ușoară am crescut, am început să cânt muzica ușoară, după care a venit și cea populară, fiindcă participam la petrecerile astea private încă de tinerică și trebuia cumva să cânt și muzica populară pe la petreceri. Și am învățat-o, am ascultat foarte multă muzică. Treptat mi s-a format și milismele astea populare și floricelele și tot. Dar oricum, când trec la muzica ușoară, deja ele parcă se dau așa la o parte și apare specific pentru muzica ușoară. Ai zis cuvântul cheie de aici, parcă, știi? Da, parcă. Dar îți vine greu sau nu tare în momentul în care ești pusă în situația să treci de la un gen la altul? Nu știu... Aș spune că deja este un pic practică și nu vine atât de greu să trec de la un gen la altul, de la populară la ușoară. Dacă era timpul mai puțin, adică cântam doar muzica populară și doar de câteva luni treceam la muzica ușoară, atunci se simțea influența asta de populară în voce și la ușoară. Mai apărea câte o floricică și da, la muzica ușoară. Da, siguranță apărea, dar așa atâția ani s-a cizelat vocea. Bine, și din muzica ușoară, de mică, pe cine ți-amintești tu că admirai? Cine era un gen de idol sau... Din muzica ușoară? Da. Eu țin minte, ascultam pe atunci frații Bivol și, desigur, Anastasia Lazariuc foarte mult. Evident. Plăcea. Da. Să știi că gândul meu pleca cumva în zona aceea. Da. Nu știu, admiram. Pe atunci a apărut Nelly Ciobanu cu fratele ei, au format o trupă, țin minte. Tot îi urmăream și o ascultam cu mare plăcere, Nelly Ciobanu. Și mai sunt mai mulți, mai mulți. Deci înșoptește regie, Dinamit? Sau? Dinamit, da. Dinamit, da, 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 da. Vezi că, avea și o ținută așa interesantă. Îmi șoptește producătorul și îi mulțumesc pentru ajutor. Da, 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 da. De pe rețelele de socializare am observat că de curând ai fost în România și da. Vreau să-mi spui ce ai făcut acolo. În România am participat la, nu știu să zic așa, cu un program de melodii împreună cu colegul meu Vitalie Țurcanu din Drochia, cu care am realizat și prima melodie de muzică ușoară. Școala de Arte George Ienescu din Botoșani a împlinit frumoasa, nu știu, vârstă, să zic așa, 53 de ani de activitate, unde am fost invitați și noi ca să cântăm în gala premiilor. Acolo s-au oferit premii la toți invitații, participanții și atât că și am fost învrednicit și voi de vreun premiu? Noi, da, da, avem și noi, am primit diplome, desigur premii frumoase din partea organizatorilor și le mulțumim mult pe această cale. Da. Da, ia să-mi zici, ai avut timp și de o scurtă vacanță sau doar tu? Da, am avut timp. Chiar dacă două zile noi acolo am petrecut, să zicem așa, timpul, a doua zi am mers în Ipotești, unde am vizitat căsuța lui Mihai Eminescu, foarte frumos loc, unde chiar recomand cei care sunt mai aproape de Botoșani, nordul de fapt, să viziteze, pentru că într-adevăr sunt locuri frumoase. Da, locuri frumoase în care sper și eu vreodată să ajung, pentru că eu foarte puțin am văzut, neapărat, am văzut locurile frumoase din România, însă tot li se duce faima. Da. Iar în cele ce urmează, dacă tot am început-o noi, să facem o simbioză la tine dintre muzica populară și ușoară și dacă tot ai pomenit satul de unde îți tragi rădăcinile, sunt curioasă să știu cum vede interpretul de muzică populară satul contemporan și cum îl vede interpretul de muzică ușoară. Există vreo diferență? Diferența nu aș zice că există, pentru că până la urmă interpretul este același om, aceeași persoană, chiar dacă de muzică ușoară sau populară, nu știu. Dar viziunea rămâne aceeași, ce e bine și ce nu e bine.
Deci se împart pe categorii, bine și rău. Desigur, da. Dar dacă ar fi să vorbim despre tradiții, se mai păstrează? Și apropo, cât de des mergi tu în satul de Baștin? Când am posibilitatea, nu știu, mai prin ce momentul, când poate mai este vacanță, fiindcă eu activez și ca profesoară și nu pot de fiecare dată să-mi vizitez locul de Baștină, să o vizitez pe mama. Ca profesoară unde? Hai să le spunem. Profesoară și de canto academic la Liceul Teoretic Iulia Hașdeu. Așa, un salut colegii, dragii mei elevi. Fiți cu ochii pe Tezaur TV. Da, neapărat, da, Tezaur TV, care de fiecare dată îi primește pe toți cu mare drag. Da, cu siguranță ușile televiziunii noastre sunt deschise pentru toți oamenii buni, frumoși, la chip și care au ce suflet. Spune, da. Da, și care au ce spune, evident. Deci cam rar dai tu vizite prin satul de Baștin. Cu Doamne ajută să fie mai des, de ce nu? Fiindcă mai sunt melodii în lucru, sper să fie realizate. Dar eu așa, cu pași mai mici, dar mai siguri. Da. Mai siguri. Da. Însă dacă ar fi să vorbim despre folclor, despre autenticitate, ce părere ai tu? Se promovează la justa valoare sau totuși rămâne undeva propriu? Eu aș zice că la moment se promovează, fiindcă sunt tinerii care tind anume să cânte folclor. Și prin asta nu se uită valorile noastre. Sunt cântece cântate, anume folclor curat, cules de la bunicile de la țară. Chiar un proiect foarte frumos a fost creat la mine în Drochia, unde cei de la cultură au mers prin toate localitățile raionului și au cules obiceiuri, tradiții, cântece care sunt undeva uitate, dar reînnoite, să le zic așa. Așa că folclorul nu se uită. Ne bucură acest fapt. Ai menționat tu anterior, cu câteva clipe în urmă, că activezi și ca profesoară. Da. Evident că interpretul, pentru a se promova și pentru a-și câștiga, spre regret, existența, merge la evenimente private. Da. Studiouri. Zi-mi, te rog, cumva, cum faci față acestui program și cât de încărcat este programul tău? Este, aș spune eu, fiindcă mama mereu mi zice: dragul mamei, dar când ai să te odihnești? Când ai să stai tu odată acasă? Zic, nu știu, mama, la bătrâneți poate. Da, ai ideea asta că fac sau mă implic în mai multe atâta timp cât sunt tânără și am forță? Nu atâta timp. Sau este dorința de a te afirma? Da, mă implic mai mult atâta timp cât am și plăcerea. Eu am plăcerea să mă implic. Și aici vreau să te întreb, tu faci doar ceea ce îți place? Se primește că ocupația mea e ceea ce îmi place. Așa m-a binecuvântat Dumnezeu, nu știu cum să zic. Pentru că muzica este cea care am studiat-o. Toate studiile sunt pe calea muzicii, colegiu, universitate. Și activez în acest domeniu. Și iată că și cu petrecerile private și cu melodiile care vreau să fie semnate, adică ale mele proprii. Deci probabil că știi și tu expresia: dacă te ocupi cu ceea ce îți place, asta înseamnă că nu vei munci nicio zi din da. Viața ta. Oricum este multă muncă și dăruire de sine ca să ajungă și la sufletele celor care ascultă ceea ce faci și tu. În cazul meu, melodiile, da? Textele. Deci, iată că vine și întrebarea, zic eu, una clasică, pentru că tu ai venit cu premieră, dar eu te întreb, ce mai urmează? Da, mai sunt două melodii deja, urmează doar vocea să imprim. Sunt deja gata. Melodii de muzică ușoară. Un alt ritm acum a fost. Deci tu ai făcut un pas sigur pe tărâmul muzicii ușoare, da, și, vreau, și încerci să te menții aici. Eu adică îmi doresc să îmbin ambele genuri. Foarte mulți, nu știu, mi-au zis că muzica ușoară te prinde foarte bine. Chiar cineva mi-a remarcat că mai bine ca muzica populară. Dar dezvăluie-ne, te rog, secretul despre ce sunt piesele. Am să dezvălui, fiindcă oricum să ajung la timpul ca să le prezint aici la noi și lumea. Da. O melodie este despre vecinul, așa și se intitulează, Vecinul. Interesant titlul și interesant va fi să aud textul. Da,
O să nu dau tot din casă, o să ascultați atunci. Și a doua, Viață fir de ață, la fel, muzică ușoară, dar pe niște ritmuri așa foarte interesante, ritmatice, un stil așa poate mai balcanic, să zic eu. O, sunt curioasă, da? Și aceea despre vecini, eu sper că este doar despre vecinii buni. Da, despre vecinii buni, sigur. Deci, ai zis-o tu anterior. Va fi momentul, o să ascultăm. Urmează piesele să fie lansate tot aici, la noi și lumea, tot neapărat, în acest platou. Neapărat. Să știi că noi te așteptăm cu mare drag. Îți mulțumesc pentru prezența în emisiune. Și eu mulțumesc tare mult. Și dacă ar fi să adresezi un mesaj celor care ne urmăresc, ce le-ai spune? Fiindcă suntem încă cu mirosul de sărbătoare al orașului Chișinău, la mulți ani încă o dată tuturor chișinăuienilor, sănătate multă, puteri, forțe, fiindcă chiar suntem într-o perioadă încă dificilă, dar să mai găsim puteri ca să ieșim din ea și liniște sufletească. Asta e. Da, frumos. Iar în cele ce urmează, dragi prieteni, dacă tot ziceam noi de la bun început că Oxana Stati este de fapt înrădăcinată în muzica populară, atunci eu vă propun spre final de interviu să admirăm un videoclip frumos de muzică populară din palmaresul ei. Deci să urmărim videoclipul însoțit de o scurtă repriză de publicitate. Zboară timpul, se duc anii, mai sunt copii la mami. Vremea e să fiu mireasă și să plec mai că de acasă. Zboară timpul, se duc anii, nu mai sunt copii la mami. Vremea e să fiu mireasă și să plec mai că de acasă. Ce frumoasă dragostea, viața cum vrea ea. Eu cu badea ne-o iubi, frumos viața ne-o trăi. Te las, mamă, te las, tată, băiață-mi placă. Fiți cu inima păcată, că-mi drag și că-i sunt dragă. Te las, mamă, te las, tată, mi-am găsit băiață-mi placă. Fiți cu inima păcată, că-mi drag și că-i sunt dragă. Ce frumoasă dragostea, viața cum vrea ea. Eu cu badea ne-o iubi, frumos viața ne-o trăi. Și bade mireasă, eu mireasă și tu mire, viața să împart cu tine. M-ai adus la tine acasă, să mă faci bade mireasă, eu mireasă și tu mire, viața să împart.